Particularitățile sistemului circulator, lecție dedicată elevilor din clasa a 6-a. Organismele unicelulare, cum sunt prokariotele, tuberculele unicelulare sau eucariotele unicelulare denumite protozoare, nu au sistem circulator. Pentru realizarea circulației gazelor respiratorii, a nutrimentelor sau a produselor de dezasimilație, substanțele sunt transportate prin curent citoplasmatic. Circulația în ele se face prin ceea ce se numește ciclosis, care este mișcarea citoplasmei. Fluxul citoplasmatic în interiorul celulei este realizat de forțele citoskeletonului. Organismele multicelulare au țesuturi, organe și sisteme de organe. Pe măsură ce corpul animalelor își complică structura, schimburile cu mediul se intensifică, fapt ce determină dezvoltarea sistemului circulator. În sistemele circulatorii specializate, substanțele circulă într-un lichid cu flux continuu. Toate tipurile de sisteme circulatorii au o pompă contractilă care propulsează lichidul. Ea este reprezentat de un vas modificat sau de inimă. Un lichid care circulă prin tot corpul și un sistem de vase prin care circulă lichidul. La animale sunt două tipuri de sisteme circulatorii. Sistemul circulator deschis, caracterizat de vase care își pierd în anumite regiuni pereții proprii și se deschid în zona interstițială. Sângele trece direct prin țesuturi, iar distribuția lui este slab controlată. Acest tip de sistem circulator este prezent la unele moluște și la artropode. În cazul sistemului circulator închis, sângele este pompat de inimă în vase cu pereții neîntrerupți. Sângele circulă cu viteză sub presiune și nu intră în contact direct cu țesuturile. Cantitatea de sânge care irigă un anumit teritoriu este permanent adaptat nevoilor metabolice. Acest tip de sistem circulator este caracteristică anelidelor, dar în special vertebratelor, cum sunt peștii, amfibienii, reptilele sau mamiferele. La anelide apare primul sistem circulator de tip închis. Acesta este alcătuit dintr-un vas dorsal și unul ventral conectate prin vase circulare câte unul pentru fiecare inel. Anterior sunt 5 vase contractile transversale denumite inimi. La moluște apare inima bi- sau tricamerală, fiind străbătută numai de sânge oxigenat. Sistemul circulator este deschis, prin el circulă hemolimfa. Toate vertebratele posedă un sistem circulator cu o inimă musculoasă, puternică, pluricamerală, situată ventral în regiunea toracică, care determină conducerea rapidă a sângelui în toate regiunile corpului. Alături de inimă, mușchii scheletici prin mișcări locomotorii contribuie la întoarcerea sângelui venos. Sensul unic al circulației este determinat de prezența valvelor la nivelul inimii și vaselor. La ciclostom și pești, circulația este simplă. Inima este bicamerală, format din atriu și ventricul, prin care trece numai sânge neoxigenat. La brahii are loc oxigenarea sângelui, de unde sângele oxigenat pleacă spre țesuturi. La nivelul țesuturilor cedează oxigenul și încarcă dioxidul de carbon. Astfel, sângele venos este readus la inimă. La tetrapode, circulația este dublă. Inima pompă în simultan la fiecare contracție sânge spre plămâni și spre țesuturi. Având inimă tricamerală cu un singur ventricul, sângele oxigenat adus de la nivelul plămânilor de venele pulmonare se amestecă cu sângele neoxigenat adus din restul corpului de venele cave. Acest tip de circulație se numește incompletă. La crocodilieni apar două ventricule complet separate și circulația este completă. Păsările și mamiferele au inimă tetracamerală, iar circulația sângelui este completă.
sângele venos nu se amestecă cu cel arterial. Principala arteră este aorta, care distribuie sângele oxigenat în tot corpul. Aorta este orientată spre dreapta la păsări și spre stânga la mamifere. Știați că peștii, amfibienii și reptilele sunt animale cu sânge rece? Temperatura corpului lor se modifică în funcție de cea a mediului înconjurător. Au nevoie de mai puțină hrană, deoarece organismul lor nu consumă cantități mari de energie pentru a menține corpul la o temperatură constantă. Ele depind de razele soarelui pentru a se încălzi. Păsările și mamiferele sunt animale cu sânge cald. Încearcă să mențină corpul la o temperatură constantă, indiferent dacă afară e frig sau cald. Noi, oamenii, suntem ființe cu sângele cald. Temperatura corpului nostru este constantă, fie că suntem la munte, fie că stăm pe plajă.